La bună revedere, prieteni, la un nou moment de poezie. Sunt Armanda Filipine. Ne întâlnim la momentul cu numărul 752 și, ca de fiecare dată, ascultăm și poeme. Trei creatori am selectat, trei poeți și o coloană sonoră. Un compozitor, tot așa, pe care nu l-am mai ascultat la întâlnirile noastre, Frantise Xaver Pokorny, s-a născut în 1729 în Cehia și a plecat pe steaua lui, cum îmi place mie să spun, în 1794, fiind în Germania. Iată, ascultăm o simfonie care sper că vă place și dumneavoastră și cu siguranță se potrivește momentului de poezie. De altfel, muzica clasică, în general, se potrivește foarte bine pentru întâlnirile noastre și chiar se potrivește și dacă dumneavoastră acasă, singuri, citiți în gând sau cu voce tare poezie. Cum spuneam, ca de fiecare dată îmi păstrez bunul obicei, triada. Și primul autor este un belgian pe care îl cheamă, de zici că e din Italia, Carino Bocciarelli. S-a născut în 9 decembrie 1958 și este un poet pe care l-a tradus Constantina Băluță și este publicat în revista Planeta Babelor, revistă recentă apărută în aceste luni, e deja la numărul 4, e înființată de Dumitru Augustin Doman și o găsiți pe internet. Poemul este foarte interesant și vă invit să îl urmăriți. Poate vă place acest autor, Carino Bocciarelli, și îi căutați și alte poeme. În sertarul scrinului găsi o batistă spălată și călcată cu mare grijă, două pixuri cu pastă, după atâția ani precise, expirate. Își spuse că ar fi grozav să fii atât de mic să te ghemuiești în acest sertar, cu nasul în stratul imperceptibil de praf, având certitudinea că o voce îndepărtată o să-ți spună ce și cum. Atâta este poemul, este, iată, o introducere într-o poveste care trebuie să o continuăm noi, cum ar fi dacă, și ceva cu un sertar și cu o batistă ce-mi place, spălată și călcată cu mare grijă. Sau că am dus vremurile când se foloseau batistele acelea frumoase, din tot felul de materiale care mai de care mai sensibile, delicate și plăcute atingerii, evident, pentru că altfel vai de nasul nostru. Și tare mi-ar plăcea să mai văd oameni care folosesc asemenea batiste, dar în mod sigur îmi plac oamenii care citesc poezia și care gustă inclusiv acest gen de poezie, repet, foarte interesant, și care, iată, ne invită la tot felul de meditații pe tot felul de teme. Un alt autor pe care vreau să-l avem alături de noi în această întâlnire cu numărul 752 este un bucureștean, Merlic Saia, îl cheamă ca poet. E născut în 1982 în București, a făcut tot în București studii la Facultatea de Medicină și Farmacie și are două volume apărute la Tracus Arte, primul mai de mult, care a primit și un mare premiu la concurs național Mihai Eminescu de poezie, și acum, în acest an, i-a apărut un alt volum, tot la Tracus Arte, Cutia Toracică. Și eu, înainte să mă uit pe site-ul Tracus Arte la noutăți, l-am văzut prezentat de Claudiu Comartin pe pagina sa Facebook cu acest poem pe care vi-l citesc acum. O să vă zic câteva cuvinte după ce îl prezentăm. Deci, Merlic Saia, poet din București. Vreau să cred că există o cameră în care nu e nimeni,
care să vrea ceva din mine. Acolo vreau. Am un șotron din haine. Sar. Arunc cu pietrele din cercei. Număr. Sunt fericită. Văd soarele, apune și e peste tot. Râd. Soarele apune și e peste tot. Soarele răsare și e peste tot. În fața camerei mele e o altă cameră închisă mereu. Nu e nimeni acolo să vrea ceva din mine. Nu e nimeni acolo. Ce bine! Peste tot sunt oameni și camere care mă înghit. Ce bine! Acolo vreau! Țopăi și sar într-un picior. Corpul lui beat mort. E frumos! Îl vreau! Vreau să îl adun de pe jos. Nu ne vom cunoaște, întâlni, muri niciodată. Și vă rog să vă amintiți că la un moment dat în poezie apare formulare la feminin. Iată că Merlixaia scrie ca și cum ar fi o ființă de sex feminin, dar toată această poveste, cred că vă puteți imagina și singuri. E o poveste de tinerețe, nu întotdeauna frumoasă, dar e o poezie care spune multe și care te lasă la fel cu tot felul de întrebări, ceea ce v-am zis. Mie îmi place foarte mult și exact ce trebuie să facă mediul artistic, să nu te lase să-l încezești, să nu te lase rece, cum se spune. Și cred că v-am făcut curioși ca să căutați pe Tracus Arte și pe alte site-uri unde se vând volume de poezie și să căutați Merlixaia, Cutia Toracică, volumul a apărut anul acesta, are pe Tracus Arte, dacă n-am fost atenți. Și închei triada noastră cu un autor suedez, Carl Werner Aspenstorm, pe care vi-l citez dintr-un volum pe care eu l-am de mult acasă, din Poezia de dragoste a lumii, volumul 2 de data aceasta, editura Meridiane, 1974, cea care a tradus și a aranjat aici toate poeziile este Maria Banuș și poemul este evident că dragostea își pune pe aici tot felul de cărligele, ia să vedem, se cheamă Uneori. Autorul nostru s-a născut în 1918 și din păcate a plecat dintre noi în 1997. Deci Werner Carl Aspenstrom. Nu am încredere în egalitate. Forțe egale anunță războaie. Nu am credere în necruțare. Supunerea niciunuia e moartea amândorura. Câtă mândrie se află pe lume și stăpânirea zăpezii și a sângelui înghețat. Nimeni nu-și poate veghea singur viața. Cineva trebuie să se ridice, cineva să coboare. Uneori să fie flacără, uneori uitare, în neîncetată prefacere și pândă. Noaptea asta, dragostea mea ne va purta pe amândoi. Mâine ne va purta pe amândoi dragostea ta. Acesta este poemul și iată în această condensare de idei că se deschid o mulțime de alte portițe pentru că sunt foarte multe trimiteri, iată, la ideea democratică, nu, de egalitate, apoi la război, apoi la supunere, nesupunere, încredere, mândrie. Ideea asta cu stăpânirea zăpezii e o filozofie întreagă, numai aici am sta câteva zile să vorbim.
Și tot așa, oricum, până la urmă, e această dragoste care este și a ei și a lui și care își împarte întâietatea și bucuria în așa fel încât să fie balanța în echilibru. Iată ce interesante poezii și v-am mai zis și repet, citiți și poeți din alte spații culturale, pentru că iată ce surprize frumoase avem, la fel cum dacă ascultăm și compozitori de care n-am auzit niciodată, descoperim că este și aceasta o mare plăcere. Am ascultat František Xaver Pokorný și sper că o să-l ascultați și dumneavoastră, repet, singuri, atunci când citiți poezie sau când veți căuta poezie. Noi vom continua momentele, așa că vă spun toate cele bune și la bună revedere!